localitatea timp de 29 de zile, timp în care se vor face celelalte acte de procedură în vederea cercetării. Bineînțeles, clientul meu intenționează să depună plângere împotriva agresorului inițial. A fost în totală legitimă apărare. Acum 5 ani de zile a fost atacat la locul de muncă și a primit peste 4 luni de zile de îngrijiri medicale. La momentul respectiv a suferit o traumă foarte puternică, motiv pentru care am înțeles să fie prevăzător, să spun așa, și să-și procure un permis de portarmă și o armă neletală, din câte am înțeles, cu gaz. Cum vă numiți? Caterina Rădăcină. Ați vorbit foarte bine. Am zis că nu v-a descurcat și nu v-a...